vineri, 10 ianuarie la ora 10 dimineața, la slujbele de dezlegare spirituală, vom fi într-un război împotriva răului. Dacă luptați împotriva neajunsurilor, datoriilor, mizeriei, problemelor trupești, mâhnirii sufletești, tristeții profunde, dacă luptați în favoarea familiei, în favoarea vieții sentimentale, ca să fie liberată de minciuni, de trădări, dacă tu lupți împotriva oricărui fel de viciu, de blesteme și dorești victoria ta, pentru că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva principatelor, împotriva domnitorilor întunericului acestei lumi. Vineri 10 ianuarie, în special la ora 10 dimineața, provocarea crucii, slujbă realizată de 7 bărbați ai lui Dumnezeu. Vom fi într-un război împotriva întregului rău, la Catedrala Credinței din București, pe șoseaua Funde numărul 11, în sectorul 2, vis-a-vis de fostul supermarket XXL.